În data de 19 martie, ora 23 și 32 de minute, un echipaj specializat de stingere din cadrul detașamentului de pompieri Călăraș a fost solicitat să acționeze pe raza municipiului Reședința de Județ, pe strada Știrbei Vodă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autovehicul staționat. La sosirea echipajului de stingere, incendiul se manifesta violent cu flacără și fum dens, atât la compartimentul motor al autovehicolului, cât și în habitaclul acestuia, bordul fiind deja cuprins de flăcări. Pompierii militari s-au deplasat la această intervenție cu auto specială de stingere cu apă și spumă de capacitate mărită, acționând pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ 20 de minute. Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, se pare că o persoană neidentificată a folosit intenționat o sursă de aprindere pentru a genera arderea autovehicolului. Pompierii au reușit să lichideze incendiul în limitele găsite, fiind astfel posibilă salvarea unei locuințe și a mai multor bunuri materiale în valoare de aproximativ 100.000 de lei care se aflau în imediata vecinătate.